Bună și bine ați revenit pe canalul meu Îngrijire Flori. În acest videoclip vreau să vă spun câte ceva despre cum putem să curățim foarte ușor plantele de praf. Să știți că această curățire este foarte importantă pentru plante, deoarece la un moment dat când se așează praful pe ele, se spune că plantele nu mai pot respira, deoarece li se acoperă toți porii și nu mai au luciul acela pe care ar trebui să îl aibă fiecare plantă. Să știți că, ce vreau eu să vă spun, toate plantele de interior se curăță foarte, foarte ușor și foarte rapid cu un simplu duș. Trebuie să aveți mare atenție ca în acel moment când decideți să le curățiți de praf, trebuie să nu fie udate, deoarece ajunge apă, ajunge și în pământ și să nu devină să aibă un exces de apă. Dar un lucru destul de important îl au și care dintre plante trebuie curățite cu dușul. Să știți că dacă, de fapt, nu se curăță orice plantă, dacă udăm plantele cu frunzele păroase, le va dăuna foarte mult. Așa că trebuie să aveți mare atenție că plantele cu frunza pufoasă, păroasă puțin, cum sunt de exemplu violetele, niciodată nu se stropesc cu apă. Se curăță cu dușul toate plantele cu frunza lucioasă. Priviți cum sunt acestea. Se spune este practic, nu știu cât este de adevărat, poate este un mit, poate, dar se zice că de cele mai multe ori planta care este, de fapt casa care are plantele curățite de praf, se spune că acea casă este cea mai curată prin frunzele ei se vede curățenia casei. Și totodată să știți că ajută plantele foarte mult pentru a le dezvolta. Exact cum sunt cele de exterior. Acelea de exterior le face foarte bine ploaia, stropirea aceea pe frunze, nu le dăunează absolut deloc. Ba chiar le curăță, v-am spus, le curăță praful și ele pot respira prin frunzele lor. Și vor deveni mult mai lucioase. Așa că am încercat să vă ajut cât am putut eu. Sper că v-am putut fi de folos. Și nu a mai rămas decât să vă mulțumesc. Dumneavoastră vă puteți abona pentru a putea vedea toate videoclipurile. Și n-a mai rămas decât să vă spun la revedere, cu multă sănătate și cu spor în toate.